Țara Sfântă, Israel, meleagurile pe unde Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a purtat cândva pașii, sunt astăzi zilnic vizitate. Pelerini veniți din toate colțurile lumii, aglomerație și forfătă, în care fiecare dintre ei caută într-un fel sau altul liniștea din brațele lui Dumnezeu. Liniște pe care au căutat-o și românii care au hotărât să locuiască aici. Sunt aici de 8 ani și 3 luni. Am venit inițial într-un pelerinaj cu soțul meu, apoi părinții lui locuind aici. Am zis, haide să rămânem un an, doi, să muncim și să strângem câțiva bani pentru a putea să cumpărăm un apartament în România, știind foarte bine situația din România. Am plecat din România, acolo am fost profesor de limba română și de religie ortodoxă. Eu am venit în 2010 și am venit aici ca lucrătoare la o bătrânică. Am descoperit o țară frumoasă, o țară sfântă, locuri minunate. Eu am ajuns aici pe 27 august, în 1997. Nu pot să spun că era frumos, nu mi-a plăcut. Cred că zidurile cetății m-au impresionat. Vechi oraș. Arăta altfel, nu mai văzusem așa ceva. Eu am venit în 2004, am venit printr-o firmă de reparație auto. Astăzi împlinesc 19 ani de când sunt aici. Problema este că am venit, să zic așa, pentru o perioadă de timp, așa m-am gândit, să vin să muncesc, să ne strângem o sumă de bani, dar situația a degenerat și am rămas în continuare pentru faptul că am mai avut ocazia înainte să muncesc prin Europa și diferența este enormă. Mutarea mea în Israel nu a fost programată, dintotdeauna a fost visul meu să vin în Israel. Dar nu m-am gândit că o să ajung chiar și lucrez să rămân atâția ani. Rămânând fără serviciu, eu sunt sculptor de meserie, voiam să-mi expun lucrările în România, dar îmi trebuia autorizații, bani și așa mai departe. Și atunci am avut oportunitatea să mă înscriu la o firmă, așteptările au fost destul de mari, după un an de zile abia am reușit să ajung, dar totul într-o săptămână s-a aranjat, viză, carita și toate cele și pe data de 13 septembrie 2000 am sosit în Israel. Nevoi diferite i-au constrâns să plece din România. Au ales o altă țară unde au găsit locuri de muncă mai bine plătite. Au plecat cu gândul de a reveni curând în locurile natale, pe cei dragi au purtat în inimă, iar credința în Dumnezeu le-a dat putere să înfrunte toate dificultățile, pentru că drumul nu le-a fost ușor la început. Bineînțeles că la început nu am putut să fiu profesor, nu am putut să predau ceea ce îmi place. Singura alinare o aveam când veneam duminica la biserică aici. În rest, nu auzeam limba română nicăieri. Au fost multe impedimente la început. Nu erai primit să faci cursuri, datorită faptului că nu aparțineai religiei de aici. Dar încet, încet, am început să învăț limba, am început să lucrez aici. Încerci să te acomodezi cu mentalitatea de aici, deși nu te poți adapta și acomoda mentalității de aici. Așteptările mele n-au fost mari, pentru că știam că vin la muncă, viața mea era privată de libertate, aveam o zi liberă pe săptămână și o oră pe zi. Și sigur că sufeream din cauza asta, am dat de altă mentalitate, o altă religie, alte obiceiuri. Mi-a fost greu să mă obișnuiesc, foarte greu. Am plâns mult și chiar voiam să mă întorc acasă la un moment dat, dar întâlnim români, stăm de vorbă, ne spuneam fiecare păsul și ăsta ne-am încurajat, știți? Și încet, încet am mers mai departe. În prima fază a fost puțin mai dificil. Dificil faptul că, neînțelegând, noi suntem mai ospitalieri, ca să o luăm așa, noi românii, creștinii, suntem mai ospitalieri. Încercăm noi să ne adaptăm pentru dacă ne vin musafiri nou acasă, mă refer cei din România. Pe când aici nu. Aici este dorești, dar trebuie să înveți limba, trebuie să știi să comunici. Deci ei încearcă să te citească ca fire de om, cu ce ai venit, bagajul de cunoștințe, cu ideile tale, adică ce dorești de fapt. Nu se, cum se spune în ghilimele, nu se vând așa ușor. Pe când noi dăm și pelea de pe noi, cum se spune. Nimeni aici nu te lasă să mori de foame, deci dacă ai vreo problemă și ceri, ți se dă. Și dacă n-ai pâinea pe masă, ți-o dă. Așa străini cum sunt, deci te ajută. Foarte primitor. Eu am lucrat ca îngrijitoare la o bătrânică, vorbind românește. Pe parcurs am învățat limba. La un moment dat dânsa a decedat și a fost nevoită să mă mut. Și am o familie de suflet care lucrez la dânsa și la ora actuală ca menajeră. M-a ajutat foarte mult să mă integrez în lumea lor. Ca menajeră nu mai vorbea nimeni românește și a fost nevoită să învăț mai multe cuvinte în limba lor și m-a ajutat foarte mult și mi-au deschis calea care să pot să mă descurc pinișor. Treptat s-au adaptat noului ritm de viață, au găsit serviciul potrivit, iar rugăciunea în locurile sfinte le-a oferit liniștea de care aveau nevoie. Am avut diferite locuri de muncă aici, la diferite firme, dar nu m-am regăsit. Când învăț pe altcineva, atunci mă regăsesc. Și deocamdată aici, neavând posibilitatea să predau religia, am șansa de la Dumnezeu să predau limba română, să promovez limba română la Institutul Cultural Român, iar prin limba română am reușit și în perioada sărbătorilor copiilor aparținători religiei iudaice să le predau și câteva colinde. Am cântat cu ei colinde și au fost foarte încântați. La fel și de ziua limbii române, când le-am povestit ce înseamnă limba română și când am învățat diferite poezii specifice limbii române, au început să fie atrase în copii care nu învață limba română nicăieri. Fac lucrul acesta doar că părinții îi aduc. Ei vor să-și păstreze limba strămoșilor, chiar dacă ei aparțin religiei iudaice, ei iubesc limba română și se mândresc cu limba română și se mândresc că sunt români. Ceea ce ar trebui și noi românii să facem lucrul acesta pe unde mergem, să ne mândrim că suntem români și să promovăm limba noastră și credința noastră. Nu trăiți și cu sentimentul acesta că, știi, iată, noi când am venit am primit un mesaj de la Ministerul Afacerilor Externe că sunt manifestați în Ierusalim, să e de preferat să evităm. Cum simțiți dumneavoastră acestea? Sincer, eu locuiesc într-o zonă de foc, să zic așa, lângă fâșia Gaza. Și, na, nu este ușor când sunt alarme și trebuie să stăm mai mult în bunker. Ai sentimentul de frică, în momentul în care începe alarma, ai 15 secunde la dispoziție, care să ajungi în bunker. De multe ori se întâmplă să nu ajungi. Și atunci te rogi la Dumnezeu și te aștepți cu frică și cu emoții unde să pice racheta. În momentul în care auzi bum, că a picat în altă parte, respiri totuși ușurat că ai fost salvat. Sigur că sunt emoții, sigur. Avem nesiguranță. Știți cum aici viața este cam un fierbător, așa se spune. Pentru că nu este liniște, toate sunt mișcări. Dacă odată este pace, la puțin timp, iarăși încep și iarăși. Deci exact ca într-un fierbător, deci. Acum se încălzește, acum se răcește, acum se... Da. Pot să vorbesc numai prin prisma româncii care e și avocat. Clienții mei sunt arabi. Eu vorbesc arabă. Deci majoritatea sunt arabi. Am și clienți evrei, dar în instanțele sunt evrești. Deci încă gândesc în românește și visez în românește și creștin ortodox. Cum sunt românii din Israel? Românii din Israel, deci noi ne înțelegem bine, cel puțin prietenii mei, deci noi ne înțelegem foarte bine. Dacă fiecare ne anunțăm, auzim ceva despre o excursie, despre o slujbă, despre sau ceva legat de serviciu sau de nu știu, ne anunțăm între noi. Ne întâlnim la biserică, mâncăm împreună, da, ne simțim bine. Ne simțim bine. Suntem mai puțini față de acum 23 de ani când am venit eu în Israel. Sunt mai puțini români. Nu mai suntem aceiași. Printre arabi, evrei v-ați făcut? Da. Deci și la evrei am prieteni foarte buni care mă respectă și, bineînțeles, cum v-am spus, înțeleg și situația mea, că și eu trebuie să respect religia ca și ei. Și la arabi ne-am făcut prieteni în cetate, avem foarte mulți care, chiar dacă nu sunt creștini, sunt oameni. Dacă îi respecti, te respectă. I-am întâlnit la așezământul românesc din Ierusalim. Fie că locuiesc în capitală sau în orașele din apropiere, mulți români aleg să participe aici la sfintele slujbe. Au vizitat toate locurile sfinte, însă bucuria de a asculta rugăciuni în graiul de acasă este incomensurabilă. Cât de important este pentru credinciosul român, rezident sau nu în Ierusalim, în Țara Sfântă, pelerin, desigur, mult mai mulți pelerini, cât de important este pentru ei prezența așezământului românesc de aici în Ierusalim? Aș putea zice că prezența așezământului românesc aici este oxigenul lor. Lucrând într-o țară și în anumite locuri unde nu te regăsești din punct de vedere spiritual, este singurul moment de respiro și de hrană duhovnicească pentru fiecare. Toți care lucrează aici așteaptă ziua de duminică să poată ajunge la Sfânta Liturghie, să lase într-adevăr toate problemele și grijile la poarta bisericii, mai ales că aici au o slujbă în limba lor pe care o pot înțelege. Dar dacă nu înțelegi în limba ta, nu poți să trăiești cu aceeași intensitate momentele esențiale din slujbe. De aceea foarte mulți vin aici și seara, mai ales acum în perioada postului, când vineri seara se oficiază și Taina Sfântului Maslu. Pentru ei este un balsam atât pentru suflet cât și pentru trup. Este foarte important acest așezământ. Este și accesibil, este ușor de ajuns. Mai există o biserică și în Tel Aviv sau, de exemplu, cine dorește să ajungă la așezământul de la Erihon, este cam greu de ajuns acolo. Iar singurul loc unde poți ajunge și la timp, deoarece începe slujba la ora 9 și oricine poate ajunge, chiar dacă nu locuiește în Ierusalim, aș putea zice că este oxigenul fiecăruia, din punct de vedere sufletesc. Avem câteva biserici unde putem să ascultăm Sfânta Liturghie în limba română. Faptul că poți să vii, să te rogi, să te spovedești, să te împărtășești, să iei un cuvânt de învățătură în limba ta este extraordinar. Sigur că mergem la slujbe și la Sfântul Mormânt și la alte biserici, dar parcă e mai bine atunci când asculti și românește, înțelegi și cuvântul și e o hrană sufletească care... Și avem preoți foarte bun. Mai greu mi-a fost la început, că era cu calendarul vechi, cu 13 zile. Noi obișnuiți ca în România, trebuia să schimbăm, să numărăm 13 zile, să ajungem la sărbătorile de aici, dar ne-am obișnuit cu toate. Găsim și în Tel Aviv, zona Tel Aviv-Iafo, deci avem și acolo o biserică cu pavilion grecesc, dar este cu părinte român, îl cheamă Părintele Gherasim. Îl găsim acolo în fiecare sâmbătă, deci și duminică, slujește. Iar aici vin cei mai aproape din zonă, adică mă refer cei din Ierusalim, din zona limitrofă. În mare parte noi ne bucurăm faptul că dacă toți suntem în Israel, cum să zic, nu distanța face ca să nu vin, să zic, din Tel Aviv până în Ierusalim. Mi-ar fi păcat de la Dumnezeu să zic că pentru 45 de kilometri să nu vin dimineața, să vin la Sfânta Slujbă și după aceea să mă duc la Sfântul Mormânt și să mă simt liniștit sufletește. Locuiesc în orașul lui Avram, orașul celor 7 fântâni, se numește Beer Sheva, unde a fost încheiat legământul acela și s-a construit prima fântână atunci. Este un oraș, să zic, 90% iudaic, religia predominantă este religia mozaică acolo, dar sunt și arabi, aparținători ai islamului. De obicei, ei locuiesc în împrejurim, chiar în Beer Sheva. În Beer Sheva, să zic așa, cam 10% din arabii de acolo locuiesc. Beer Sheva este considerat centrul sudului țării, este orașul din deșert, din deșertul Negev. Iar acolo nu există, din păcate, nicio biserică. S-a încercat lângă Beer Sheva, într-un fel de sat, să zic așa, Omer, să se țină slujba și în limba română. Deocamdată, cu ajutorul Patriarhiei Ierusalimului, se oficiază în fiecare duminică, dar în limba rusă, fiind mai mulți ruși acolo care locuiesc, fie din țările vorbitoare de limba rusă, fie din Republica Moldova, sunt și români, au avantajul că se pot duce acolo și pot înțelege slujba în limba rusă. Eu, nefiind vorbitoare de limba rusă, nu înțeleg nimic și prefer să vin până la Ierusalim să trăiesc slujba în limba mea. Nu, aici este altceva. Pentru mine a fost o minune. Nu veneam de multe ori, de mulți ani aici, mă mai cunoșteam cu maicile care erau, dar nu veneam frecvent. În marile momente de durere. În marile momente de durere eram la biserică. Și am ajuns într-o zi când îmi doream foarte, foarte mult ca să-mi iau licența în avocatură, să mă duc la un curs în Tel Aviv și mi-aduc aminte că era cu cine era soacra mea, mă rog, s-o puneau, copilul era mic, că să stau cu copiii, că soțul să stau să păzesc copiii, că mă rog. Și știu că în ziua aia începea cursul și ăștia de la barou mi-au spus că acum azi începe cursul la Tel Aviv, dacă vrei să începi, te duci acum. Și am zis, am știut că eu nu o să mă duc la curs și eram supărată. Așa am stat și m-am rugat, cred că am picat în genunchi aici, așa am stat până m-am dus ca om care își spune o durere. Nici n-am ieșit. Suntem la slujbă, am ieșit în fața bisericii și mă sună soțul meu și îmi zice, pleci la curs. Zic, unde plec la curs? Pleci la Tel Aviv. Și atunci am zis că s-a întâmplat o minune. Că... Deci eu când am ajuns la biserică nu plecam la curs și când am ieșit din biserică m-am dus la curs, pentru că cursul ăsta mi-a dat posibilitatea să-mi iau licența aici și să-mi câștig o bucată de pâine. Sunt momente, vin la Sfânta Biserică, merg până în cetate și este multă lume la Mormântul Sfânt, mă închin. Și numai faptul că am ajuns până acolo, e bucuria aia, e mersul pe potecuța pe unde a mers până Dumnezeu, e o satisfacție de bucurie. Ne-am făcut noi un plan al nostru pe toată perioada postului Paștelui. Să mergem și la Tabor și la Erihon, ca să mergem pe drumul lui Hristos, adică pe unde s-a dus și noi încercăm să trăim sufletește momentele care le-a trăit și Mântuitorul. Sunt lucrurile sfinte care într-adevăr le trăiești cu adevărat, ca om, le simți. Ceea ce citești în Sfânta Carte, le găsești ca om, le trăiești ca om. Și în ziua de astăzi, nu că nu m-ar atrage casa, adică acasă în România, este sufletul spre România, dar totuși mă simt ca acasă. Parcă m-am născut a doua oară în Israel. De-a lungul timpului m-am tot plimbat din biserică în biserică, așa cum am o pasiune pentru biserica de pe Muntele Moșilinilor, unde e mormântul Maicii Domnului. Cred că în multe momente triste ale vieții mele, și au fost multe, m-am dus acolo. Este o icoană mare în spate, nu știu cum se cheamă, icoana care, când a fost o inundație, s-a ridicat cu apa și tot a fost distrus, dar icoana era intactă. Și mă duceam acolo în spatele mormântului și mă rugam. An de-a rândul m-am dus în biserici, când aveam familie. În general, cineva care are o problemă sau se duce, nu știu, mamă, soră, prieten. Prieteni aveam așa, dar nu era cineva foarte apropiat. Și atunci biserica, pentru mine, a fost un loc de refugiu. Se spune că odată ajuns în Țara Sfântă, sufletul capătă alte nuanțe, iar cei care locuiesc de mult timp aici l-au cunoscut foarte bine. La locurile sfinte au avut parte de trăiri ce nu pot fi descrise în cuvinte. Clipele de intensă rugăciune au rămas adânc întipărite în suflet, iar viața li s-a schimbat. Mergeam la biserică, la slujbe, dar în momentul în care am venit aici la Ierusalim, pot să spun că pentru mine a fost o schimbare totală. În momentul în care am ajuns pe Golgota și am îngenunchiat în fața crucii și am început să înrosesc în taină rugăciuni, deci n-am putut să nu vărs o lacrimă și de bucurie că Dumnezeu mi-a ajutat să fiu aici și să-i mulțumesc pentru tot ce mi-a dat și poate că eu nu am făcut pentru el atât cât mi-a dat, cât aș fi putut să fac și nu am făcut. Și atunci am pus înaintea crucii Mântuitorului crucea mea și am spus că cea mai mare bucurie este să merg pe calea mântuirii. Sigur, s-a produs o schimbare extraordinară, deci o întorsătură aparte. O întorsătură aparte și pot să spun că deci pentru mine acum chiar celelalte lucruri nu mai contează atât de mult. Cunoașteți români care au trăit același gen de transport? Sunt foarte mulți, sunt foarte mulți. Știți, părinte, noi am venit cu dorință toți în Țara Sfântă, mai mult sau mai puțin. Și cred că fiecare cu dorința asta mea ca Dumnezeu să-l îndeplinească. Și mie Dumnezeu mi-a îndeplinit, pot să spun, prea multe dorințe. Și aș fi, nu știu, ar fi păcat să nu-i fiu recunoscătoare, deși cred că mi-ar trebui foarte multe vieți să recunosc lui Dumnezeu pentru tot. În primul rând, faptul că ne-a păzit aici de atâtea războaie, atâtea atentate, atâtea ce s-a întâmplat, dar și darurile pe care le-am primit aici. Am primit prea multe și a trebuit mult să treacă să mulțumim Dumnezeu pentru toate astea. mult. Trebuie să dăm și lui Dumnezeu ce este a Lui. Când vorbim de Ierusalim, vorbim de Hristos. Tot se leagă de numele Lui. Deci nu este nimic care să nu ne amintească de El. Și atunci noi... Aici pleci un pic schimbat. Dacă ajungi să-L simți pe Dumnezeu în inima ta, să-i faci loc lui Dumnezeu în inima ta când vii în pelerinaj aici, într-adevăr, nu se compară. Am fost și în Antiochia, am fost și în alte părți, dar nu se compară cu trăirea de aici. Ierusalimul are acea sfințenie care nu se vede, dar se simte. Într-adevăr, pleci schimbat de aici. Nu de prima dată, cum am zis, sunt mulți care vin doar să acapareze cât mai multe locuri și să filmeze și așa. Dar dacă ajungi să trăiești un pic și să vorbești un pic cu Dumnezeu, măcar un minut, pleci schimbat de aici. Pleci cu gândul, vreau să fiu mai bun de acum, vreau într-adevăr să fiu creștin și să se vadă creștinismul acesta de mine prin iubirea pe care o eman și celor din jurul meu. Te schimbă Ierusalimul și încercați în perioadele, cum este perioada postului acum. Recomand fiecărei persoane să încerce în perioada postului să vină seara și să se roage aici, mai ales la Sfântul Mormânt, acolo și afară, nu neapărat în Biserica Sfântului Mormânt, și afară totul este încărcat de sfințenie. În perioada când am ajuns aici, încă nu citesc în Biblia. Deci, era mai mult ce știam din literatură, din... Biblia, știți că așa, fragmentat. Știam toți de Ierusalim, dar nu o citesem. Partea mea creștin-ortodoxă s-a dezvoltat aici, în Ierusalim. Sunt mândră că sunt creștin-ortodox. În preajma marilor praznice, Ierusalimul devine o sărbătoare. Un loc aparte unde mulți oameni își doresc să ajungă. Pelerini din lumea întreagă sosesc în oraș, iar lăcașurile de rugăciune devin neîncăpătoare. Cum sunt Marile Sărbători la locurile sfinte? Marile Sărbători la locurile sfinte, da, sunt, știți cum e, Ierusalimul freamătă, cum să spună, dar ta mulțime, toate străzile și sunt pline de oameni, sunt atâtea nații, atâtea religii, care singur, punctul comun este lumina Sfântă, Sfântul Mormânt, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt. Dumnezeu ne primește pe toți aici și toată lumea așteaptă cu bucurie sărbătorile de Paște, mai ales sărbătorile de Paște. Începe cu Duminica Florilor, cu intrarea Domnului în Ierusalim, Drumul Crucii și Săptămâna Patimilor. Ați fost vreodată la aceste procesiuni? În fiecare an. Să știți că am emoții de fiecare dată. Deși sunt atâția ani de când sunt în Israel, eu vin cu aceiași emoții la Ierusalim. Și simt că mă întorc în timp. Deci simt că, mai ales prima dată când am venit, m-am simțit că m-am întors în timp cu 2000 de ani în urmă. Simțeam prezența Mântuitorului și acolo unde călcam, știam că aici Mântuitorul a călcat și eu sunt pe urma lui și pentru mine a fost o binecuvântare, un privilegiu de la Dumnezeu să am șansa asta să vin de fiecare dată să mă rog. Într-un pelerinaj de 7 zile nu reușesc să cuprins absolut totul și... Dar noi, să zicem așa, am avut șansa, cei care suntem aici, să ne bucurăm din plin de tot, de absolut totul. Cu mare căldură și cu mare entuziasm coașem cozonaci, vopsim-o de Paște, venim la joia la cele 12 Evanghelii, vinerea la Drumul Crucii, mergem și la Sfânta Lumină, sâmbăta și seara la Înviere, la Mormântul Sfânt sau la Biserica Română. Ați fost vreodată la Sfântul Mormânt, la Înviere? Nu am reușit să fiu la Înviere, deoarece săptămâna Denilor este o săptămână profundă din punct de vedere religios, iar dacă aș merge la Înviere, nu știu limba greacă și nu înțeleg. Și mereu prefer să vin în țară, dar poate cu ajutorul lui Dumnezeu voi rămâne anul viitor aici de Înviere. Care au rămas aici și rămân mi-au povestit într-adevăr ceea ce se trăiește pe lângă zarva care există, că toți sunt uimiți și este foarte multă lume și foarte multă gălăgie. Și să nu uităm că și între creștini există diferențe. Sunt armenii, sunt grecii, sunt copții care încearcă un pic de întrecere să facă în Biserica Sfântului Mormânt, care își ține cultul, care țipă mai tare să se facă auzit. Trebuie să-ți prins locul, să zic așa, din timp. Încă de joi, de când este spălarea ritualică a picioarelor în curtea Bisericii Sfântului Mormânt, oamenii preferă să doarmă pe acolo pentru a putea avea acces în ziua de sâmbătă, deoarece aici Sfânta Lumină vine în jurul prânzului și poliția israeliană închide toate porțile cetății Ierusalimului. Toți cunosc zona de orașul vechi, cetatea Ierusalimului, și dacă ați fost și ați sesizat, sunt porți, Poarta Nouă, Poarta Damascului, Poarta Iafo și așa mai departe. Ele sunt închise, cine a reușit să intre, intră, sau cine are bilet de acces poate intra și atât. Dar cine se află acolo, mi-au povestit alți creștini ce au putut trăi, având accesul în biserică. La fel au fost, au zis, nu am crezut că lumina vine din cer de la Dumnezeu și am vrut să văd cu ochii mei. Cum se povară Sfânta Lumină? Că spuneți că ați fost martori. Da, da. Păi noi fiind în afara spațiului, deci nu putem să fim în interiorul Sfântului Mormânt, deci am observat că sunt, cum să spun, cum ar fi ca scăpăriciu, când scânteie, ca mici scântei coboară așa, ca cum ar fi, am luat, să zicem așa, un tăciune și l-am scuturat și ar cade scânteile respective. Știți, odată am fost de Paști și nu știu cum, am luat niște cunoștințe și am nimerit într-un balcon. Așa și am văzut când a venit lumina, fiind într-unul din balcoanele interioare. Și înainte să aprinde lumina, am văzut un porumbel. Și s-a părut extraordinar. Știți că se spune că după Sfânt e un porumbel și s-a învârtit în jurul micii bisericuții unde vine, numai el era. Și imediat după aia s-a aprins lumina și s-au aprins toate lumânările alea. Era numai unul singur și părea pierdut și a apărut din nicăieri. Și după ce s-a aprins lumina, au dispărut. După aceea au ieșit patriarhul cu Sfânta Lumină și se dă celor din jur. Este o bucurie imensă. O fericire, o bucurie, o minune. Nu știu. Pui mâna pe flacără și parcă simți că nu te arde, nu... E o bucurie de nedescris. Într-adevăr, se sărbătorește, se cântă pe străduțe. Când vine lumina, lumina vine pe la ora 2, sâmbătă. Sunt deasupra bisericii, pe acoperământ, deci Biserica Mormântului este un loc unde se adună localnicii, numai localnicii, turiștii nu știu să ajungă acolo. Și când se aprinde, iasă niște scări interioare și iasă cineva și vine cu torța în flăcări și ne aprindem toți. Dar înainte să vină lumina, vin adolescenții de la școlile creștine care se organizează și cântă la niște instrumente cimpoi și să fac niște, să dansează, să cântă, să ne îmbrăcăm toți cu niște tricouri roșii și cu Iisus Hristos. Da, avem niște... devine o sărbătoare. Și, într-adevăr, nu mai simți nimic, adică, să zicem așa, o apăsare sufletească sau... Parcă suntem în noul cer. Uităm de toate. Uităm de toate. Uităm și de dorul. Nu ne-am mai venit să mai plecăm. Sincer, parcă nu ne-am mai întoarce nici la muncă. Am de ce să stăm acolo. Da. Pe cuvânt. E singura minune și singura dorință de a nu merge acasă pentru locurile sfinte, pentru... Asta ne-ar ține pe loc. Ne ține aici. Nu... Ne-am mai făcut planul să plecăm. De multe ori. Ne-am făcut bagajele. Am stat cu valizele făcute și parcă le-am desfăcut din nou. De cel puțin 2 ori le-am desfăcut. În drumul nostru, am întâlnit la așezământul din Ierusalim pelerini din țara noastră. Ori de câte ori îi întâlnesc, românii stabiliți aici se oferă să îi ajute, îi îndrumă și le oferă sfaturile de care au nevoie. Românii vin aici și când vin aici au multă cucernicie în ei. Deci ei când vin aici, cred că ei vin ca în fața unei icoane. Ei când vin au o anumită postură. Sunt ca niște copii. Ai văd, când intră, când cumpără suveniruri, că ei vin ca la o rugăciune. Toată excursia lor e ca o rugăciune, îi simți. Nu poți să ne strici bucuria. Dar îmi permit să-i sfătuiesc, când mi se oferă ocazia, să nu mai cumperi tot felul de măzrăvănii care sunt făcute prin China și prin nu știu unde. Cu ce gânduri ați venit în peregrinaj? Ca fiecare credincios care a venit să meargă la locurile sfinte, pe locurile pe unde au călătorit Mântuitorul Iisus Hristos, împreună cu apostolii și sfinții care s-au nevoit de a veni în Țara Sfântă. Ați mai fost în Ierusalim? Am mai fost mai de multe ori, dar noi astăzi am fost la Hozeva, la Sfântul Ioan Hozevitul, după aceea aici la biserica din Ierusalim și în continuare pe ziua de astăzi la ei în Caren, patria Sfântului Ioan Botezător. Am făcut și Drumul Crucii și Răstignirea, cu 14 opriri, deci ceva supraomenesc. Am văzut aici persoane care au venit să se roage și m-au cutremurat cu credința lor. Oameni simpli care, într-adevăr, simțeai credința lor. O simțeai. Sunt oameni care se simt atrași de lucrurile acestea. Este ultima lor dorință în viață, să calce pe urmele Mântuitorului pentru a putea ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Când mă întâlnesc cu grupuri de români, și eu știu că sunt români. Chiar eram cu maica Nicolaida și zic, oamenii ăștia sunt români. Și am zis, de unde știi că sunt români? Zic, eu știu că sunt români. Dar cred că mă recunosc semenul. Sau poate instinctiv, nu știu. Dar pe toți știu dacă sunt români. Nu trebuie să văd un grup. Dacă văd o singură persoană pe stradă, în general știu că este român. Și dacă mai văd că ești pierdut pe aici, îl abordez și îi spun, domnule, unde vrei să ajungi, că te ajut eu. Sau... că mai văd că mai îmi duce la nu știu ce magazin și îl păcălesc ăștia și încerc în loc de 10 euro, îi ceri 40 de euro, atunci mă bag și eu acolo, dar de obicei nu mai fac asta, că se enervează vânzătorii, că mă cunosc mulți și am văzut că se supără. Zic că mă trezesc că o să-mi fugărească ăștia când se vad. Ce înseamnă Ierusalimul pentru dumneavoastră? Ierusalimul, din punct de vedere spiritual, nu poate fi descris prea mult în cuvinte. Dacă ajungi să-l trăiești, dacă ajungi să simți puterea lui Dumnezeu aici, nu poți să o descrii și altora. Bucuria ce o ai în suflet. Mai ales când mergi la Sfântul Mormânt, pentru mine cea mai liniștitoare este icoana cu Învierea, cu Mântuitorul când înviază deasupra intrării în Sfântul Mormânt. Deci acolo parcă îți vorbește într-adevăr Mântuitorul din icoana aceea. Dacă lași la o parte tot zgomotul, toată zarva, toate telefoanele care sunt numai să filmeze și te uiți la icoană, te duci doar cu scopul de a te ruga. Într-adevăr, pelerinii care vin aici ei vor să acapareze cât mai mult, să filmeze, să aibă cât mai multe amintiri. Dar trist este că nu trăiesc. Trebuie să revină a doua oară, a treia oară, să ajungă să trăiască. Nici eu la început, când am venit în pelerinaj aici, nu am simțit mare lucru. Eram exact ca ei, acaparată să văd cât mai multe pe unde a mers Mântuitorul, unde a fost Maica Domnului, fie în Ierusalim, fie în Betlehem, că așa este omul, vrea să vadă, simt ceea ce a fost atunci. Îți trebuie un pic de liniște sufletească, îți trebuie un pic să te debarasezi de tot, și să te aduni, ca să poți să-L simți pe Dumnezeu. Dumnezeu este discret, Dumnezeu nu este o vedetă și hai să mă fac cunoscut. Dacă lași zarva la o parte, ajungi să simți prezența lui Dumnezeu la Ierusalim și la locurile sfinte. Într-adevăr, te încarci aici, când te rogi, chiar simți, cum zice și Părintele, că rugăciunea ți este ascultată. Dar trebuie să te debarasezi de cele lumești, ca și în Hierovic, toată grija cea lumească să o lefădăm. Să ne îndepărtăm de griji, forfotă și agitație cotidiană, căci praznicul Învierii Domnului se apropie treptat. Să-l trăim așa cum se cuvine. Indiferent de locul în care ne vom afla, în oraș sau într-un cătun îndepărtat, Hristos vine la fiecare dintre noi, așa că pregătiți sufletul de sărbătoare. Deschideți tinda inimii să intre lumina Învierii sale, lumina Mântuitorului, cea care vindecă și ne înseninează viața.